Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Dead by Daylight România. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou. Și de asemenea, uitați să vă abonați, apăsați microțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre pe frate. Și Killer of Fae. Ah, e The Night. Suntem cu Michaela fără părcuri, continuăm seria asta nebună. Și am zis să vin aici, poate găsesc un medkit direct. Sau poate nu, dar măcar am căutat. Că e destul de greu challenge-ul ăsta, sincer. Destul de greuț. Ne batem cu The Night, mamă, mi se pare un pic cam greu, killerul ăsta. Am dat offering? Bun. E bine atunci. Uite, l-am văzut. L-am văzut pe parașpete. Mamă, l-a prins imediat pe ăla. Ioi. Te-ai dus, prietene. Te-ai dus la muma pădurii. Ți-a dat la joale. Healer-ul. Asta e ce face după. Și activează puterea să pune în genunchi și să roagă. Parcă-l vezi că stă pe lângă Cârlig și campează. Hai, mă, frate, hai. Stai cu minte acolo, stai cu minte. O, s-a reparat generatorul. Bă, să nu campeze. Hai că mă duc, mă duc, mă duc. Ați văzut? Și-a pus ăla ca să campeze. Bă, ce oameni, bă. Bă, ce oameni. Camper. Camper infect. N-ai ce să-i faci în situația asta. Deci, efectiv, nu ai ce să-i faci. Urât killer. Camper. Încurajează campul. După cum vedeți și voi. Își pune sclav în ăla. Că sclav e și el. Își pune sclav la Cârlig. Îl activează. Și ți-ai luat hit-ul asigurat. Exact. Nașpa, dă-ți-n minte oricum. Șmecheria asta jegoasă pe care poate să o facă. Bă, cum mă abuzează de The Night la greu. Ce-o fi în capul ăsta? Nu pot să-mi dau seama. Night, trebuie să vii pe aici, fraiere. Aia zic. Hai de capul meu. Hai să mai facem puncte. Te pup. Ah, fuck. Că gen nu ai cum să bați. Și dacă dai jos paleta, un hit să l-ai asigurat. Asta e problema. Foarte OP killerul ăsta. Și enervant. Nu cu toți. Nu cu toți, am avut și ghinion. Dacă era grasul, nu mă speria. Dar a fost jailerul, cred. Și jailerul e mai rapid. Sau asasinul, nu știu exact care dintre ei. Dar ăla fuge și chiar te prinde. La gras e mai greu, nu te prinde. E un pic mai greu. Da, nebunie oricum. Nebunie totală. Ia stai un pic, bă, ce neva faci mă acolo? Ce faci mă acolo, mâncați și curata? Că vreau să mai repar un generator. Și-a pus gras omegu. Și gata. Hai acum. Hai, marci, că știu că vrei să campezi. Dar abia aștept să campezi. Exact, aceeași schemă. Bă, frate, lasă-ne, mă. Bă, lasă-ne, mă, în pace. Te rog eu frumos, lasă-ne. Ne-ai omorât să-mi bag piciorul. Au, uitați-vă și voi cât se plimbă pe acolo. Mai pe lângă el. Bă, ce oameni. Și goșin e mare killerul ăsta. Ok, hai să nu consumăm acum medkit-ul. Ăsta mi se pare că are 24, nu? Păstrezi pentru un heal mai încolo. Bradere, unde ești? Mâncați ești gura ta. Hai. Mamă, nu pot să ajung la totemul la fel ar să fie.
Vreau să-mi dau heal. E atât de greu. Doar nu veni aici. Aaaa. Jeg. Asta mai lipsea, bă, frate. Sloppy Butcher, ești nebun? Ce pârlitură. Na. Nu ai cum să bați așa ceva. Marș, mă. Aha. Ia-o, că nu știi să joci, fraiere. Doar puterea e de tine. Mhm. Stai tu cu minte, n-ai tu treabă. Mhm, mhm, mai bag o fisă. Eram în dead mai devreme. Mhm, e deja personal, frate, că nu-l suport pe ăsta. E că nu poți să-ți dai heal, frate. Nu te lasă să-ți dai heal, că are Sloppy Butcher infect. Ah, ce challenge greu. Ăsta e genul de killer căruia merită să-i zici la sfârșit S, pentru că e efectiv. Îl trage în sus, frate. Îl trage în sus. El e slab, dar îl trage rău de tot în sus. Bun, bă, că l-a dat disconnect. Nu cred că mai are cine să mă salveze, dar mă bag să repar. Ceea ce e cam trist, pentru că e circle of feeling și e degeaba, uite, vezi? Ce tristuție. Este foarte, foarte tristuț. Hai să mai facem puncte. Mai facem puncticele. Nu știu de ce ai dat disconnect. Adică, ok, înțeleg, te enervează puțin killerul, dar... Joacă, frate, joacă. Cu jegoși de ăștia devii mai bun la joc. Adevărat? Dai, că nu-mi pasă de tine. Așa și? Se pare că m-am speriat de puterea ta? Ia zi, cum o facem? Păi, dar nu știi să joci, dar ai așteptat. Nu mai salvează prietenii mei odată. Mai întâlnesc și de ăștia care așteaptă, na. Ăla era juc automat. Ok, am medkit-ul. Încă am așteptări. Dar e greu, mă, să-ți dai heal. Circle of healing. Acolo. Care Sloppy? Sau nu știu ce are, dar are ceva nenorocit. Normal că mă campează. Oh my god, dar nu te mai speria, gata. Vino să mă salvezi, că n-ai... Prietene, nu știi să joci, crede-mă. Nu ești ăla. Nu ești ăla. Trezește-te la realitate. Învață și tu să joci odată în viață. Oricum îți luai hit. Acceptă ideea că e hit-ul. Nu o să vezi nimic ăsta, îți dai seama. Hai că trebuie să scăpăm de aici. Îmi dau singurul heal. Na, am jucat-o la risc oricum. Puteam să rămân în aer cu medkit-ul, dar merge. Îmi pare rău. Ia, hai. Și acum vrei heal, nu? Hai. Fă t-bag, ca să-ți demonstrezi că nu ai nimic în cap. Și-a dat seama. Bravo. Hai, ești tare. Prietene.
Am înțeles. N-ai nimic. Bă, nimic n-ai în capul ăla. Efectiv. Cine știe și-a panicat? Ai limbrici în cur, ce pui mei, e în neregulă cu creierul tău? Tu nu ai înțeles până acum că ăla are slopii butcher? Sau ce naiba mangled, nebun, de la Edon? Eu îi zic slopii butcher, că face practic același lucru. Da, na, nu vrea heal înseamnă. Ăsta e mort, n-are nicio șansă. Nu înțeleg de ce se mișcă. De ce te miști, frate? Vrei heal sau nu vrei? Stai dracu pe loc. Știi ce zic? Stau sus. Poate reușesc să-l salvez pe ăsta. Poate, nu știu, vedem. Campează și ăsta acum. A, dat-o așa. Dai ăla grasul, nu-mi pasă de el. Te pup. Asta înseamnă să fii deștept, frate. Să ai IQ peste temperatura camerei, deși asta nu e un flex, adică, na. Oi, avea eu bani să țin centrala pe 23, dar totuși. Nu te poți lăuda cu IQ. Deci dacă mă uit acum e 26 temperatura camerei, dar oricum. La IQ-ul ăsta cred că ești... Cred că ești mai prost decât o maimuță, sincer. Cred că sunt unele maimuțe care au mai mult IQ. Nu știu exact. O să caut. O să caut că sunt curios. Ce IQ are o maimuță? Din cea mai deșteaptă maimuță. Hai mai cea mai deșteaptă maimuță, cred că... Păi neba, sunt porci. Care au IQ... Sau sunt la fel de inteligenți ca un copil până în 3 ani. Și aici, porci. Știi? Dar deja facem off topic. Ok, sunt datorul ăsta acum un save. Și el m-a salvat pe mine. Ah. Sau așa. E ok. Main building. Ah, ok, da. Nu e killer shack, e main building. Ca idee. Ce challenge greu, frate. Mamă, ce challenge greu. Wait, ai tot tema acolo sau am visat eu? Nu cred. Am visat eu. Îmi place estetica Michele. Oh, circle of feeling. Nice, bravo, boss. Olo. Sorry, guys, că jucăm așa, dar ați văzut și voi. Ce puteam să jur că e la un totem? Bine, tipul e rănit, deci... Teoretic... Ar trebui să-l prindă. Sorry, boss, eu am un challenge de făcut. Ia uite, bă, am avut timp cu Slopy Butcher. Mă, pentru tupeu ăsta, bravo ție. Deci, pentru tupeu ăsta, bravo ție. Dar l-a găsit acum așa e nașpa. Mă rog, hai să ne ducem pe aproape. Sunt curios dacă, uite, ține minte killerul că... Mamă, nu spune că ești nenorocit de la care lasă oameni pe jos. Oh my god, pe bune, frate. El vrea 4 kill-uri, mă înțelegi? Bă, ce oameni. Lasă-ne, bă, tată, lasă-ne. Lași-o. Joacă la 4K, nebunul.
Oh my God. Îmi fac două meciuri în timpul ăsta, relaxează-te, naiba. Știi ce și-a obsedat de 4K? Ești genul ăla de om care n-a ajuns niciodată rank 1 sau ce naiba. Eu am ajuns să fac challenge-uri, naiba. Devine prea boring să joci la obiectiv mereu. L-am văzut. Mamă, stai că omul meu vine spre mine. Bă, lasă-mă. O să-ți dau, o să-ți dau. Dar știi când? Când o să fii la 99. Ca să mori instant. Dacă te mai prind odată, îți dau o șansă, știi? Ca să nu fiu neam prost. Băi, eu chiar dacă zic aici căcatori, eu nu sunt neam prost, frate. M-ați văzut pe mine să joc așa murdar? Când sunt killer? Eu și dacă vreau să fac tunneling, nu pot. Sau camp. Mai degrabă din greșeală am pățit un meci la 50, naiba. Așa. Bosule, nu mai veni spre mine. O să-ți dau heal, calmează-te, o să-ți dau heal. Te healuiesc. Da, ideea e că o să te healuiesc foarte aproape. Ca să-mi dau mie timp să iau hatch, știi? Acum nu te supăra pe mine. Îți mănânc și ție timpul, dar n-am ce să fac. Nu e vina ta. Mamă, dar de unde îl știe? La lua, bă, nu vine să cred. Oh my God. Bro, efectiv. Holy shit. Nu se poate, nu se poate. Lasă. Pe că o să vină la mine. Și acum fac teaming împotriva mea, nu? Doar că eu joc la obiectiv. Bă, ce oameni. Și ăla, îți dai să mai convine. Aoleu, peste ce meciuri dau, bă, frate. Sau nu? L-a luat până la urmă. Da, nu știu ce a fost în capul lui. Îl punem cred leg? Bă, man, bă, frate. Lasă-mă, frate, să fac și eu un challenge. Hai că se adună ciorile, naiba. Trist, foarte trist. Insane, sincer. Mai fac niște puncte. Na. Na belea. Bă, am impresia că dacă vrei să joci la hatch, se întâmplă mult prea des chestia asta. Știi? Acum, eu în locul killerului. Bă, frate, chiar aș vrea să mănânc atât de mult timp? Chiar aș vrea asta? Doar pentru a face un 4K amărât? Pe bune? Păi la adică eu doar meciul ăsta îl bag și tot câștig challenge-ul. Și ce nume are și ăsta? Îți dai seama, o să fie supărat tipul ăsta, Vittorio, dar nu am ce să-i fac. Bro, am un challenge de făcut. Fie ca cel mai bun să câștige. Ok. Hai. Let's go. Te pup. Bye bye. Ah, feels good to be a gangster.
Bună hartă, bun, rău. Oh my god, îmi place. Let's go. Ăla își vede de totem. Problema e că vine killerul la noi direct. Nars? Nu, e spirit. Bravo, bravo, bravo. E bine. Ladies first. Hai să reparăm și noi generatoare. Vă, îmi place mult harta asta, să știți. Sper să câștigăm și meciul ăsta. Wait a second. Din păcate, hatch-ul poate să fie random. Nu știu pe unde ești, folosește puterea de o naiba. Oh, come on. E ocupată cu altcineva. Mă, oricum, Hexului nu mai e așa, wow. Pe părerea mea. Nu mai știu unde să mă duc ajutor. Oh my god, mă întorc, mă întorc. Oricum, bă, deci tot ce fac eu acum Dead by Daylight related e goated, sincer. Mi se pare foarte bună seria acum. Chiar mă distrez. Nu mă plictisesc. Sunt curios dacă vine la mine. Nu cred că vine. Mă, îmi fac treaba, repar un generator. Nu m-a prins killerul până acum. E bine, sper să am măcar un chase. Ca să fie interesant și pentru voi. Yo! What up, my friend? Mă ignor complet. Wow, mi-a dat sin în viața reală. Ce naiba ai face tu asta? Nu înțeleg. Dar mă rog. E ok. Dai seama că trebuie să repar generatorul. Uite, unde naiba l-a prins pe ăla? De pe ce îți arată? Unde i-a dat down? Man down. Tocmai acolo. A, face tunneling. Bă, mai există o onoare în... în repertoriul killerilor? Nu mai are niciun killer onoare, că s-au plictisit să piardă în continuare. Bă, adevărul e că e greu, sincer. E greu. Recunosc, e greu să joci killer dacă dai peste o echipă competentă. Dar nu te descuraja, bro. Nu te descuraja. Aia e, Survivor, colegii tăi sunt noob, poate și tu ești noob la unele faze. Na. Dar 10 meciuri faci greșeli și o să vezi că o să fie bine. Mamă, cred că are cărlic fix acolo, nu? Aaaa. Hai, uimește-mă cu talentul tău, că vreau să râd. Nu! Hai că o iau eu după mine. A, merge direct. Gotta stay smart. Ok, nicio problemă. Oricum eram în dead zone acolo. Știi? Ok, bravo ție, frate. Dacă făceam stânga. Da, mișto 50-50. M-a ghicit direct. Stau cu minte, stau lejer, mai sunt două genatoare de reparat. Am fost big brain la faza asta. Fie rar să fie. Bravo, hai că n-ai făcut somat. Ești tank. Mersi.
Dăm și heal, hai. Nu apăsați pe nimic, fraților. Ca să primiți heal. Eu nu știu de ce să fâții așa mult survivor. Bă, frate, dacă nu vezi killer-ul, de ce n-ai bai pleca? Te bă. Tu ești. Tu ești șeful. Sper mine sau ăștia au reparat cam în același locul și o să-i lase trigen. Yo! Am văzut-o pe asta. Let's go, boys, ăla a fost generatorul meu. Era aproape 90%. A, păi e bine, mă, nu i-am dat trigen. Grijă mare cu echipa, totuși. Dacă mai era cineva acum cu mine să reparăm împreună, mamă, ce bine era. Hai, bossule, o leacă. O leacă de teamwork. N-am palet aici. Vrei heal? Ce vrei? Fugi, na. Dă-s heal. Și vin-o după. Hai, că e ok, îl prinde pe ăsta care are 0 hook-uri. Eu mai dau un generator. Bă, chiar avem șansă să câștigăm. Acum să vedem și cum joacă echipa. Uite, asta dacă rămâne aici, dă-l naiba că ești rănit. Așa o să repar ultimul gen. A, dar mai are un hook și o omoară. Bă. E ok și așa. Da, aici vine 100%. Eram sigur, eram sigur. Chill, 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 chill the fuck out. Ok. Oricum eram cam fucked acolo. Na, nu mă după scări. Stai tu liniștit. Nu mă după scări. După mine mă caută, fugi. Vezi că vine, vezi că vine. S-a dus în dead zone, aia e rip. Hai să-mi dau și o heal. Bine că mi-am dat seama ce vrea să facă. De două ori chiar. Asta trebuia să fie circle-ul feeling-ul meu, dar n-am părăcuri, frate, ce vrei. Atâta s-a putut. A prins-o pe asta. Bă, e ok până la urmă. Mai trebuie doar unul. Na, unde să mă duc? Adică poate simte că sunt eu de vină, că m-a dus killerul la ea, dar... Bă, frate. Ce să faci? Uite că sunt buni ăștia. Enervează killerul. Rip, am mai prins o dată. What? Bă, frate, ce se întâmplă acolo? Cum naiba scapă în continuu? Cred că-i de aia flashlight save. Lord, no way, dude. No fucking way. No, hai să stăm cu minți. Uite, nu știam de zona asta. LOL? Ce-i cu zona asta? Bă, eu nu știu de zona asta. Interesant. Interesant, interesant. Ok, hai să scap prin poartă. Încă un win, boys. Am avut bolan de echipă șmecheră. Ce-i drept, e drept. Am avut bolan. Da, na, bulanul ți-l faci și singur. Extra puncte. Și let's go. Da, mă, mamă, ce episod bun am avut astăzi.
Let's go. Și vă zic de unde știu că erau decenți ăștia, fiți atenți. Vă arăt imediat. 950 altruism. Atâta s-a putut, man. Așa. Uite aici, Prestige 63, joacă omul. Și am avut cele mai puține bărcuri că n-am avut altruism. Aoleu.